Doamnelor și domnilor, foști premier ai României vin la Antena 3 CNN ca să găsească soluții pentru a trece cu bine această perioadă grea. Vicepremierul Sorin Grindeanu alături de noi la această oră și fost premier al României. Mulțumim, domnule Grindeanu, pentru prezența. Eu vă mulțumesc pentru invitație. A spus că prezentăm lista cu majorări pentru că știm foarte bine în ultima perioadă în România au fost aruncate în spațiul public foarte multe cifre. Oamenii sunt bulversați, nu știu dacă este o păcăleală sau nu în primul rând și dacă aceste majorări se vor da. Aș vrea să începem de la celebra discuție legată de pensii și aici o să puteți și noastră să scrieți dacă se mențin aceste două procente, 15% cât vrea PNL, partenerul de guvernare, sau ce s-a înaintat din partea PSD, 11,92%, plus un ajutor, astfel încât pensia în ianuarie să ajungă la 4.000 de lei. Știți, plecăm de la niște adevăruri. Și anume, în primul rând, că e nevoie de aceste creșteri. Acum, discuția care a avut loc și are loc în coaliție și are loc și în spațiu public, pare de multe ori un concurs cu cine dă mai mult. Eu n-aș vrea să alunecăm pe această pantă, că astăzi aș putea eu să vin să vă spun, eu nu sunt de acord cu ce spune PNL-ul care că dă 15%, vreau 20-25%. Facem concurs de frumusețe, cine dă mai mult. Dar aveți Ministerul cred că, de Finanțe, eu cât cred, permite exact, bugetul. Exact acest lucru vreau să-l spun. Eu cred că aceste discuții trebuie așezate în marjele date de buget. Și aici nu vreau să fiu înțeles greșit. Dar dumneavoastră ați fi de acord să se mărească cu 15% pensiile speciale? Dacă vorbim de chestiuni pe care trebuie nu. Să ne duci... Este răspunsul eu cred că niciun românii, om, cred. Om care are anumite valori nu e de acord cu așa ceva. Și atunci eu cred că într-un final toată această discuție legată de pensii, pentru că e clar că toată lumea este de acord că trebuie mărite. Și deci aici avem foarte mare. Și e nevoie de așa ceva. Dar revenind, discuția așezată, dincolo de concursul acesta de frumusețe cu cine dă mai mult, trebuie să aibă loc cu bugetul odată. Când au loc discuțiile buget de buget. Care ar fi trebuit deja aprobat în guvern potrivit angajamentelor făcute de premierul Nicolae Ciucă. Nu s-a întâmplat acest lucru. Ce face Adrian Căciu? Haideți să vă spun. Noi am primit fiecare minister în parte limitele bugetare. Eu am trimis înapoi la Ministerul Transporturilor, după discuțiile cu colegii din minister, înapoi propunerile noastre. Suntem în acea perioadă în care există discuții tehnice între reprezentanții Ministerului Finanțelor și fiecare minister în parte. Așa dar... cum arată cifrele, domnule vicepremier. Vă rog. 11,92% sau 15%? Aveți cifrele macro, știți până unde poate merge creșterea în România, de unde aveți sursă de venit și rămâne această întrebare la care trebuie să dați un răspuns. 11,9% sau 15%? Dacă ar fi după mine, 100%, da. Dar fără pensii speciale. Vă repet, eu cred că discuția finală în ceea ce, și nu cred, așa e normal să fie, discuția finală în ceea ce înseamnă pensiile trebuie să aibă loc când se închide bugetul de stat pe 2023. Și cât putem să dăm, atât vom da. Dacă rezultă de aici că vom da 16, 17 și că avem resursa financiară să facem acest lucru. Mi se pare că așa trebuie dusă această discuție. Și în modul acesta PSD-ul spune aceste lucruri de câteva săptămâni bune. Toată lumea vrea să dea aceste măriri. E nevoie pentru că au crescut costurile și știm acest lucru, dar hai să le așezăm pe baze corecte, fiindcă altfel trecem într-o zonă de populism cu care dați-mi voie să nu fiu de acord. Chiar dacă în acest moment inflația este foarte mare și nu doar în România. Peste tot. Peste tot. Am văzut că e una din temele, sau a fost una din temele de campanie în Statele Unite. Ultima. Legate de inflație. Dar noi venim și trebuie să se vină și se va veni în zilele următoare cu diversele scenarii, că vorbim de 11,92 și cu un one-off de 4.000 ajutorul acela o singură lună. De lei. Asta este ultima variantă lansată de Marcel Ciolacu. Că este aceasta, sau că este aceasta, sau că va fi cea legată
poate e mai puțin, să va putea să se dea 14% sau 16%, 17%. Dar aceste discuții este se prea închid... târziu, domnule vicepremier, totuși... Păi nu, de vorbim de bugetul pe 2023. Ne îndreptăm spre jumătatea lunii noiembrie, vine decembrie cu perioada de sărbători aferentă și cu vacanța parlamentară și oamenii așteaptă. De două luni se licitează. Da, numai că aceste lucruri se licitează. Să știți că e un cuvânt foarte bun pe care l-ați folosit. Noi am ieșit prima oară și am spus că se va putea crește pensia cel puțin 10%. Cel puțin 10%, după care au venit alții și au spus, sigur, dar și acum, Marcel Ciolacu vorbește despre 11,9%. Bun. Și atunci, dați-mi voie să vă spun un lucru. În zilele următoare și în săptămânile viitoare, se va discuta bugetul pe 2023. Odată minim. Cu aprobarea acestui buget și a tuturor indicatorilor și a tuturor limitelor bugetare, vom putea să știm dacă e 12%, 15%, 20%. Bun, când dați-ne vom ști, un minim. Când vor ști pensionari? Dați-ne un minim. Deci minimum 11%, scriu gândiți-vă, aici. Gândiți-vă că, da, puteți să între 11% și maximum care ar fi? Maximum, eu zic că putem discuta de mai mult de 15%. Cât? Dacă, na, mi-e greu să vă 25 spun. 25% cât spune USR? Bun, acum dacă mă iau după ce spune USR, înseamnă că 17, plecăm toți acasă. 16. În funcție de... Hai să trecem 16%. De resursele bugetare și insist să spun că toată lumea e de acord că trebuie să mărim pensiile, vom face acest lucru, având toți indicatorii în față și toate cifrele. Pentru că știți ce se întâmplă? Fiecare minister în aceste zile vine și spune, voi de la finanțe ne-ați trimis aceste limite bugetare în care să ne înscriem. Dar noi mai avem nevoie pentru proiectul ăsta sau pentru proiectul celălalt... La finanțe se taie de obicei. De acord cu dumneavoastră. Și acum suntem în acea perioadă în care există discuții între Ministerul Finanțelor și celelalte ministere. Ziceți-ne de alocații, domnule vicepremier, 5,1% de 1 ianuarie pentru copii. Vor fi aceasta indexate curata inflației de anul. E indexarea conform legii. Nu avem ce deci să... dați sigur 5,1% da, aici lucrurile de alocații. Sunt cât se poate. E aplicarea legii de care... Mai este o parte aici importantă. Sunt acele vouchere pe care le-ați distribuit important pentru mâncare, 250 de lei. Înțeleg că acest program va continua și anul viitor. Sunt programe la care noi am insistat odată cu venirea la guvernare și pe care le-au adoptat într-un final și colegii noștri de la PNL și pe care continuăm să le promovăm și în viitor. Eu cred că e absolut deci necesar. Deci mai dați și în 2023 eu, ajutorul pentru toate mâncare? Aceste discuții sau parte din aceste sume care vor fi alocate pe aceste tipuri de ajutor, în primul rând se duc țintit către populație, către o populație aflată în dificultate și, în al doilea rând, parte dintre ele, așa cum știți, au putut fi decontate prin diverse mecanisme din sume europene. Deci eu, din acest punct de vedere, aceste mecanisme vor continua și în 2023. Acum luați în calcul alte două noi ajutoare, un ajutor pentru facturi și un ajutor pentru lemne, tot cele mai multe venite din fonduri europene. Numai că strecul la partea cu energia, chiar dacă vorbim de facturi. O să de vă arătăm facturi. Imediat da. Cifrele, pentru că am pregătit și noile tarife fixe și cât vom plăti efectiv la facturi, dar aceste ajutoare care ar putea veni din fonduri europene, ministrul Marcel Bolo spunea că are așa dispoziție un miliard de euro pentru miliard, diferite da. Ajutoare. Ele se vor da, dar întrebarea este când, domnule vicepremier, pentru că dacă trece iarna, ajutorul la lemne, nu. De exemplu... Gândiți-vă, apropo și de întrebarea dumneavoastră de mai devreme, când ne-ați spus legat de buget, când veți reuși să aprobați bugetul, gândiți-vă că dau un exemplu, care nu e foarte îndepărtat. Noi anul trecut am depus jurământul și am intrat în funcție în 26 noiembrie. Am reușit într-o lună de zile, până în sărbători, să aprobăm bugetul. Acum lucrurile au pornit mult mai devreme. Deci eu cred că undeva la începutul lunii decembrie vom avea bugetul pe 9 ani, ceea ce e foarte important, pentru că de la buget se duc toate aceste lucruri pe care dumneavoastră le spuneți aici, inclusiv chestiunile care țin de energie, care sunt care au, la impact, energie. Care au impact foarte mare în buget. Exact. Salariul minim pe economie, majorarea aceasta este sigură de la 2550 da. De lei la 3000 de lei? Sunt lucruri care țin de tot ceea ce înseamnă și anumite angajamente europene la care într-un final trebuie să ajungem și ăsta este un lucru clar, sper, pentru toată lumea. Și pentru PNL? Într-un final am înțeles că da.